Hristos. Colindăm colind, colindăm frumos, colindăm colind Domnului Hristos. Se văd în zări trei magi venind și o stea înaintea lor. Pe drumul spre Ierusalim, călătorind de zor. Și acolo în Ierusalim, de un prun c-au întrebat, căci steaua lui ei au văzut și-au spus că-i împărat. Colindăm, colind, colindăm frumos, colindăm, colind Domnului Hristos. Colindăm, colind, colindăm frumos, colindăm, colind. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ce frumos ai zis! Bună seara! Parcă ești din altă lume și tu. Ești așa cumva de pe ulița satului, acolo unde răsună colindele, alături de prietenele tale, înțeleg? Cine sunt? Sunt surioarele mele de cântec, colegele din taraful pedagogic, liceului pedagogic din Craiova. Ce frumos, ce frumos! Mulțumim foarte mult că i-ați fost alături Mariei. Am să vă invit în culise. Mulțumim foarte mult! Am ascultat două colinde, am înțeles, pe care le știi din copilărie. Da, bunicul meu m-a învățat colindele. Am înțeles. Mircea Dinescu, vă rog! Eu sunt convins că bunicul ei era englez, pentru că ce-a cântat ea pare ceva dintr-o piesă de Shakespeare, așa de... Nu? Dar și, bine, aici o și melodia, o pune scenă, dar și melodia are ceva de Evu Mediu, da. Așa niște fete de pâmpreajma Londrei care au venit să-i cânte reginei. Mulțumim, deci v-a plăcut momentul. Fost simpatică, dar au fost simpatice. Niculina, te rog. Mi s-a părut așa ceva sfânt, ceva elevat, ca un cântec de curte, ca un cântec bizantin, așa, dar mi-a plăcut foarte mult, iar voi ați fost angelice. Foarte frumos. Mulțumim! Eliza Stan, vă rog! Maria, ești într-adevăr un copil talentat și ai demonstrat lucrul acesta și în edițiile anterioare și în seara asta chiar ai reușit să construiești un moment foarte bine gândit. Dar sfatul meu este să rămâi la genul ăsta de muzică pentru că ți se potrivește mănușă. Cred că ăsta este genul muzical pe care tu ar trebui să-l îmbrățișezi. Ușor către o muzică elaborată, pentru că este ce ai făcut tu în seara asta, se vede clar, nu este tocmai tradiție, dar ai gândit-o foarte frumos și te felicit. Mulțumesc din suflet. Mulțumim. Grigore Leșe, vă rog. Da. Măi, Maria... Da, a fost un moment muzical, dar atâta mi-e de greu să judec. Atâta mi-e de greu să judec, că nu știu... Da, a fost frumos, drăguț, așa. Dar aici știți cum? Concursul e concurs. Avem nevoie de altceva. Trebuie să știi, nume, un pic, te duci un pic și la citi, și la bibliotecă, să știi, mă, ce este Corinda, ce este cântecul de stea, ce îmi cereai acolo să cânt. Că e greu să te judec acum, că de ce ai venit cu basul, de ce ai venit cu trinaiuri. Mi-e foarte greu. Eu zic așa, de aici să încep să construiești. Pentru că astăzi, dacă eu judec așa, Corinda, Corinda, nu știu cum, ce să fac. Mi-e foarte greu. Și eu nu vreau să supăr oamenii talentați. Mulțumesc! Mulțumim. Mulțumesc. Și noi! Mulțumim! Maria, succes! Mulțumesc. Ne vedem mai Mulțumesc. Târziu! Mulțumesc! Succes! De asta eu aș îndruma-o către stilul ăsta, da, pentru că este unică. Da.
Și are putere de interpretare. Asta și putere de interpretare și de transmitere. Și are o voce, un firicel de voce. Și cu aia face să o ascultă. Dar are o sensibilitate. Are sensibilitate. Asta vreau să spun, că nu e un fermecătoare. Volum, nu e un volum de voce. Dar reușește. Asta e stilul. Da, dar reușește să impresioneze. Exact, asta mi-a plăcut. Că eu am rămas și am ascultat-o. Asta de voce. Deci eu am rămas cu ochii pe ea. Nu are ce căuta în muzica populară. Crede-mă, aici e locul ei. Asta e locul ei, da? Asta e locul ei. Și ar avea unicitate. Că în muzica populară totuși sunt foarte... Da, da, da. Câtă frunză, câtă iarbă, da. Cântărețe de muzică populară. Exact. Pe când asta aici... E greu și nu prea e... Nu, și mie chiar mi-a plăcut. Cine ascultă stilul ăsta? Păi, dar nu, noi, nu pornești la drum cu ideea că trebuie să-ți faci o carieră neapărat bazată pe muzică comercială. Să facă... Genul ăsta muzical doar pentru ea, așa? Dar ca sursă de venit, îi va fi foarte greu să trăiască din asta. La câte instrumente știi să cânti? Nu cred că le-am numărat exact. Cânt la pian, fac pian de 2 ani. Da. Așa. Cobză, flaut, bloc flote, de fapt. Am cântat și la trompetă în fanfara liceului. Chitară, uitați-mi. Păi, chitară e chitară. Cam același... Nu banaliza, pentru că nu e chiar același lucru. Tu mă faci să mă simt inutil în viața asta. Mă faci să mă simt așa, degeaba. De doar ce să mă zic că l-ai copleșit. Ești foarte talentată. Ce alte pasiuni mai ai? Mai spune despre tine, că eu sunt chiar interesat. Îmi place foarte mult și să pictez. Și mi mai ocup timpul și cu asta. Îmi place și să citesc. O ajut și pe mama. Mama recondiționează costume populare, țese. Bine, eu țes prin urzeala lumii, cu cântecul meu. Asta e alegerea mea. Mai ești poetă. Ne face și un pic poetă. Uite așa ne face. Uite așa ne face. Și mai ce mai faci tu pe parcurs la 24 de ore? Deci o ajut și pe mama, și țese, și dacă și ce mai faci? Știu să cos și muște. Ce să faci? Muștele sunt... aceste X-uri pe care le vedeți pe IE. Da, muște. Da. Știu să cos și muște și șabac. Știu să fac... Ce să faci? Șabac. Șabac. N-auzi? Și alte pasiuni mai ai? Îmi place și să dansez. Am făcut dansuri, și dansuri sportive și dansuri populare. Așa? Cât de că... Vine să-l strânde. Măi, Maria... Maria, mai zi-mi, mai atâta te întreb și ce carte ai citit ultima oară? Absolut tot. Nu, ultima carte. Ultima, nu. Alege-o pe ultima. Măriucă... O vorbă bună pentru telespectatorii noștri de sărbători. Ai? Sper să aveți liniște în suflet, să fiți alături de familie, să fiți fericiți și să ne ascultați colindele. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, să fii înțeleaptă, să-ți alegi cu grijă căile în viață, pentru că ești un copil minunat. Baftă, Măriucă! Mulțumesc din suflet! Baftă. Mulțumesc. Și ai grijă de tine, da? Avem viitor, Dănuț! Pa! Avem viitor!